Salut lume! Eu sunt Bogdan și iată ne-a ajuns la cel de-al șaselea tutorial de programare orientat obiect. În cadrul acestui tutorial vom continua povestea data trecută și vom discuta despre anumite tipuri de membri, mai speciali. Adică, ce se întâmplă atunci când avem în clasă un membru constant, ce se întâmplă atunci când avem un membru static și, respectiv, ce modificări trebuie să facem în clasa noastră atunci când unul dintre membri este pointer, respectiv este o adresă ce salvează o zonă alocată în heap, fie că vorbim de un vector alocat dinamic, o matrice, un vector de caractere, un vector numeric. Exemplele pot continua. Fără să mai pierdem vremea, hai să trecem la prima categorie, membrii constanți. Atributele unei clase, așa cum am văzut până acum, sunt echivalentul unor variabile, dacă vreți. Că atunci când creez un obiect și obiectul meu are anumite valori pentru atribute, în acel caz, eu pot modifica acel atribut ori de câte ori vreau eu. De asta spun că se comportă ca o variabilă din programarea structurată. Câteodată, pot avea situații în care vrem ca valoarea unui atribut să nu se mai schimbe odată ce l-am inițializat. Adică fie să fie aceeași tot timpul, să zicem, nu știu, că avem o constantă, într-o clasă cerc avem pi și atunci valoarea lui pi vrem să nu se modifice, să fie 3,14 pe parcursul întregii existențe a cercului. Sau anumite situații în care dorim ca fiecare obiect în parte să aibă o anumită valoare, iar ulterior acea valoare să nu se mai modifice. De exemplu, un ID, dacă vrem ca într-o bază de date, dacă vrem ca fiecare obiect să aibă un ID unic și odată ce l-am setat să nu pot să-l mai modific, atunci sunt în cea de-a doua situație, tot la fel pot lucra cu membrii constanți. Deci, când vreau să lucrez cu membrii constanți, și aici mă refer în principal la atribute constante, le pot declara folosind cuvântul cheie const, la fel cum am declarat o constantă în C, de exemplu. Hai să vedem un scurt exemplu. Avem clasa telefon mobil din tutorialele precedente și pe lângă celelalte câmpuri pe care le aveam deja, vedeți cum îmi definesc un const int durată maximă baterie egal cu 12. Asta înseamnă că toate telefoanele mobile pe care le vom crea noi vor avea durata maximă de baterie 12. Din păcate, nu pot să modific această valoare nici la nivel de obiect, nici la nivelul tuturor obiectelor. Adică, toate telefoanele mobile, nu contează câte obiecte voi crea, toate vor avea valoarea 12. Dacă încerc să schimb această valoare, voi avea eroare de compilare. Vedeți linia comentată, telefon personal cu punct durată maximă baterie egal cu 20, linia aceasta, dacă o decomentez, va da eroare pentru că acel câmp este constant și am voie să modific valoarea unui atribut constant. Asta e o situație în care toate obiectele vor avea 12, deci toate telefoanele mobile vor avea ca și durata maximă de baterie 12. A doua situație în care pot avea un atribut constant e aceea în care nu dau valoare implicită acelui atribut, astfel încât nu toate telefoanele mobile vor avea durata maximă de baterie 12. În această situație, deci dacă nu dau valoare implicită pentru, nu inițializez atributul constant, sunt obligat ca în absolut toți constructorii pe care îi are clasa să inițializez acest atribut. Și inițializarea se face doar la nivelul constructorului, cu două puncte și apoi numele câmpului și în paranteze valoarea pe care vreau să o dau acestui câmp. Nu este permisă inițializarea în corpul constructorului, adică să zic în interiorul constructorului durată maximă baterie egal cu 9. Nu o să funcționeze. Deci inițializarea unui atribut constant la nivelul constructorului se poate face doar în header folosind operatorul două puncte. Și vedeți cum constructorul implicit inițializează durata maximă de baterie cu 9, deci toate obiectele care vor fi create cu constructorul implicit vor avea durata maximă de baterie 9, pe când într-un constructor cu doi parametri, producător și durata maximă baterie, eu pot să specific care să fie valoarea acestui atribut, valoare care, bineînțeles, nu mai poate fi modificată odată ce am setat-o. Deci, cu alte cuvinte, ce durată am spus acolo, aceea va rămâne. Hai să vedem și apelul și vedem cum, dacă vom crea un telefon mobil folosind constructorul implicit și avem acolo telefon mobil, telefon personal, asta înseamnă că durata maximă de baterie va fi 9, valoare setată de constructorul implicit. Bineînțeles, la fel ca mai devreme, nu o putem schimba, ea rămâne 20, pe când dacă folosim constructorul cu doi parametri, unde al doilea parametru era valoarea duratei maxime de baterie, înseamnă că acest telefon Nokia are durată maximă baterie 48 și va rămâne 48 de aici încolo, tot timpul, nu mai pot modifica. Asta e toată filozofia membrilor constanți, deci ei nu-și mai modifică valoarea, dar am în interiorul claselor două variante de a-i inițializa. Ori spunând o valoare implicită și atunci toate obiectele au pe aceea, fie venind ulterior și specificând valori în fiecare constructor și atunci aceea va fi valoarea specificată în constructor. Acum, dacă vorbim de membri statici, aceștia nu trebuie să fie confundați cu cei constanți. Da? Chiar dacă îi abordăm în cadrul acestui tutorial împreună, ei rezolvă diferite probleme.
Da, deci membrii Constanța am văzut ce sunt. Acum discutăm despre membrii statici. Membrii statici, și în cazul ăsta putem avea și atribute și metode statice, față de cei pe care i-am făcut până acum, pe care i-am discutat, cei statici nu sunt specifici fiecărui obiect în parte. Da? Deci până acum am zis noi, producător sau nivel baterie sau metodă, încarcă. Fiecare dintre aceste atribute sau metode erau specifice unui anumit telefon. Dacă eu spuneam producător egal cu Samsung, era strict pentru telefon personal pentru care setam Samsung. Telefonul de serviciu putea să aibă producătorul Apple. La fel cum, dacă spuneam nivel baterie pentru T1, un telefon 50, T2 putea să aibă 30. La fel, spuneam T1 punct încarcă, îl încărcam doar pe T1, nu și pe T2. Deci, ăștia sunt membrii normali, non-statici. Membrii statici sunt atribute sau metode care sunt specifice clasei în general și sunt comune pentru toate obiectele. Da? Deci ceva care e comun pentru toate telefoanele mobile, respectiv o metodă care nu prelucrează doar un obiect. O metodă pe care am văzut noi prelucra obiectul pentru care o apelam, T1 punct metodă. Ei, o metodă statică nu prelucrează un singur obiect, ci de cele mai multe ori mai multe obiecte sau alte atribute statice și vedem imediat de ce. Hai să discutăm puțin mai multe detalii despre atributele statice. Deci, ca să definiți un atribut static, am nevoie de cuvântul cheie static și atunci atributul respectiv devine un atribut al clasei, nu al obiectului. Asta înseamnă că toate obiectele pe care le voi crea vor avea aceeași valoare pentru acest atribut. De asemenea, pot avea chiar situații în care n-am niciun obiect și acest atribut să existe, pentru că spuneam, la nivelul clasei nu ține de obiecte. La fel, dacă încerc să schimb pentru un obiect, se schimbă și pentru toate celelalte, pentru că ele comun pentru toate obiectele. Acum, da, de precizat, vorbim de atribute statice, nu de variabilele statice din C. Nu știu dacă mai țineți minte, dar în limbajul C era un identificator când defineam o variabilă, puteam să-i spun static în față. Ei, acea variabilă devenea globală chiar dacă era definită local într-o funcție. Adică la următorul apel al funcției, ea ținea minte valoarea față de o variabilă locală normală, care la apeluri consecutive se resetează. Da? Deci nu vorbim de acel static. E staticul din C++. De asemenea, nu se confunda un atribut static cu ceea ce mai spunem noi în vorbirea curentă, vector static. În sensul că nu e alocat dinamic, adică e salvat în stack. Da? Deci, vectorii statici sunt ceva, sunt vectorii pe care am discutat noi, cred că în al doilea tutorial, pe când atributele statice sunt atribute care au cuvântul cheie static înainte cu rolul de a avea o valoare comună pentru toate obiectele. Hai să vedem un mic exemplu ca să înțelegem exact ce înseamnă și cum s-ar defini un atribut static. De exemplu, să spunem că toate telefoanele noastre mobile, aferent aplicației pe care vrem să o dezvoltăm, sunt produse în anul 2020. În acest caz, vedeți cum am static int anul fabricației, apare cuvântul cheie static înainte de denumirea atributului, și pentru inițializarea unui atribut static, cel puțin în C++, e nevoie să folosim rezoluția de clasă și să facem inițializarea în exteriorul clasei. E o sintaxă specifică acestui limbaj. Deci n-am voie să spun static int anul fabricației egal cu 2020, voi avea eroare de compilare dacă fac asta. Am voie să spun doar mai reiau o dată tipul atributului, vedeți, nu mai reiau cuvântul cheie static. Acela rămâne doar în clasă, tipul atributului int, apoi rezoluție de clasă, telefon mobil 2.2.anul fabricației egal cu 2020 și valoarea cu care vreau să inițializez. Aceasta este și o greșeală comună pentru începători, uită să inițializeze atributul static și în această cauză primesc o eroare de compilare atunci când o să încerce să utilizeze clasa pentru prima dată. De precizat că această inițializare pe care o vedeți acolo nu ține cont de vizibilitatea atributului. Acest atribut ar putea la fel de bine să fie privat și totuși în exteriorul clasei pot să fac aceea inițializare. Dacă vorbim de utilizare, vedeți cum pot să spun telefon mobil, telefon personal și să spun telefon personal punct anul fabricației, va afișa 2020, câmpul comun tuturor obiectelor. Pot la fel de bine să spun și telefon mobil 2.2, deci numere clasei, operator de rezoluție, anul fabricației, tot 2020 voi obține. Dacă schimb pentru telefon personal, să spunem anul fabricației în 2021, vedeți cum și dacă îmi creez ulterior un alt obiect, fără să specific acest câmp, dacă vin și fac apelul, anul fabricației va fi tot 2021. Deci ele comun pentru toate obiectele. E un singur atribut la nivelul întregii clase, nu ține de obiect, ține de clasă. Când vine vorba de metode statice, metodele statice se definesc folosind cuvântul cheie static, la fel ca și atributele. Doar că ele se folosesc puțin în alt context, și anume, sunt metode care nu-l prelucrează pe dis. Deci fac referire la clasă în mod general, nu la obiectul curent. Din această cauză nu pot prelucra
atributele non-statice ale clasei. Da? Deci dacă ar fi să am o metodă statică, n-aș putea să prelucrez producătorul sau nivelul de baterie, pentru că sunt atribute non-statice, țin de disk. A spune producătorii același lucru cu a spune disk săgeată producător. Și atunci când nu îl putem accesa pe disk, nici asta nu se meargă. Dacă vreți, unii spun că pentru o clasă o metodă statică e asemănătoare unei metode globale în clasa respectivă. Da? Cam așa o putem vedea, pentru că o putem apela și fără să am obiect. Ca și exemple de metode statice, sunt în general două mari situații în care aleg să fac o metodă statică. Un exemplu clasic ar fi getter și setter pentru atributul static. Dacă atributul static pe care l-ați văzut mai devreme, anul fabricației, ar fi fost privat, probabil că aveam nevoie de getter și setter pentru el și din acest motiv am fi creat un getter și un setter static. Respectiv, o altă situație des întâlnită când am nevoie de metodă statică e că atunci când vreau să prelucrez mai multe obiecte, două, trei, un vector de obiecte, pentru că n-are sens să fac apelul obiect punct metodă ca după aia să dau un vector care conține acel obiect. E puțin ciudat apelul, cel puțin ciudat. Și atunci aleg să fac o metodă statică astfel încât zic clasă, două puncte, două puncte, metoda și apoi prelucrez vectorul de obiecte dacă e cazul. Avem aici un exemplu de metodă statică care în acest caz ne dă nivelul mediu de baterie pentru un vector de telefoane. Vedeți cum am un vector de obiecte numit telefoane. Am numărul de elemente la acestui vector, n-am mai scris-o corpul funcției, dar se înțelege că trebuie să parcurg acest vector, să fac suma aferentă câmpului nivel baterie și apoi să împart la câte telefoane sunt. Dar această metodă nu are sens să fie non-statică, adică să fie o metodă normală. De ce? Pentru că nu calculez pentru un singur telefon, calculez pentru mai multe. Și atunci apelul se va face telefon mobil, două puncte, două puncte, nivel de baterie, vedeți de vectorul de telefoane și 3. Și asta o să-mi dea o valoare aferentă calculului, în funcție de ce valoare au cele trei obiecte pe care le-am plasat, un vector T1, T2 și T3. În regulă. Și ajungem și la partea cea mai interesantă din tutorialul de azi, și anume memory pointer. De obicei am un pointer în clasă atunci când îmi doresc să realizez extensii ale clasei în heap. Deci am văzut noi până acum toate obiectele pe care le-am creat până în acest moment au fost salvate în întregime în stack, sau cel puțin așa am știut noi. La stack poate cu un asterisc, pentru că el fiind clasă, automat își creează extensii în heap pe care și-o gestionează singur. Dar presupunând că această clasă string e o clasă, e un tip de dată primitiv, da? Ca int-ul și ca float-ul, putem spune că toate clasele pe care le-am realizat noi nu au extensii în heap. Ei, atunci când ne dorim extensii în heap, adică unul dintre membrii să fie pointer, în acel moment avem nevoie de anumite metode astfel încât clasa noastră să funcționeze corect. Mai e o precizare aici. Dacă câmpul de tip pointer pe care doresc să mi-l definesc nu este chiar steluță, ca să-i pot calcula numărul de elemente, folosind strlen, bineînțeles, deci dacă e vector numeric, atunci de obicei definirea unui membru pointer implică și definirea unui câmp suplimentar care îmi dă numărul de elemente. Da? Deci nu pot să am un vector numeric dacă nu știu câte elemente are. Și atunci definim un vector numeric, obligatoriu avem câmp și pentru numărul de elemente și cele două se prelucrează de obicei împreună. Ok, dar ajungem la regula cea mai importantă. Și anume, ea se numește regula celor trei. Atunci când o clasă are un membru pointer, este obligatoriu să definesc explicit, deci ele sunt create automat, dar cele create automat nu funcționează corect și atunci trebuie să le scriu explicit cu corpul aferent și cu codul corect pentru prelucrările de care am nevoie. Deci e nevoie să definesc explicit următoarele trei metode, de aici și regula celor trei. Destructor, constructor de copiere, operator de atribuire sau operator egal. A nu se confunda cu operatorul de egalitate, care este egal, egal. Da? Deci avem operatorul de atribuire, un singur egal. În anumite cărți sau în anumite tutoriale s-ar putea să auziți de regula celor 5, nu de regula celor 3. Asta e datorată noilor elemente introduse în limbajul C++. Deci aceste tutoriale sunt dedicate bazelor învățării limbajului C++. Limbajul C++, bineînțeles, că a mai evoluat de-a lungul timpului și au mai fost introduși pe lângă constructor de copiere și operator de atribuire și un move constructor și un operator de atribuire care lucrează pe referințe. Da? Deci mai sunt două cazuri speciale de constructor de copiere și operator de atribuire care trebuie luate în calcul. Noi nu o să le luăm în calcul. Acelea sunt, să zicem așa, nice to have, nu must have, pentru ce facem noi în cadrul acestei serii de tutoriale. Putem să rămânem la nivelul regulii celor 3, destructor, constructor de copiere, operator egal. Acum, bineînțeles că definirea celor 3 nu ne scapă de toate situațiile în care putem crea memory leak sau dangling pointer sau erori de logică, ceea ce va duce ca programul nostru să aibă eroare de execuție, ci trebuie să fim atenți atunci când clasa noastră are memory pointer.
1. Orice copiere a membrului pointer trebuie să facă într-o zonă de memorie nouă. Deci nu poți să creezi o copie superficială, adică un shallow copy. Nu poți să copiezi pointerul cu egal. Pentru că în felul ăsta ți-mi minte doar adresa. Dar dacă în două obiecte diferite am aceeași adresă, când modific ceva de la acea adresă, se modifică în primul obiect, dar al doilea obiect ținând minte de aceeași adresă, se modifică și în al doilea automat. Deci, de fiecare dată când lucrez cu memoria, trebuie să am grijă să fac deep copy, adică să aloc din nou spațiu pentru vector și să copiez elementele din celălalt obiect sau din parametrul din cazul în obiectul curent. Da? Ce spun și aici? Copierea unei adrese cu egal va crea o copie superficială, ceea ce face ca ambele entități să partajeze aceeași zonă de memorie și să am probabil la un moment dat o să creez o memorie. De asemenea, getter-ul pentru membru pointer trebuie să returneze o copie a vectorului din clasă. De ce e important să facem asta? Pentru că dacă nu returnezi o copie, getter-ii spuneam noi că sunt pentru acces read-only asupra atributelor și dacă getter-ul îmi dă adresa unde chiar sunt elementele vectorului, păi cine mă oprește pe mine să nu modific elementele dacă știu unde sunt în memorie? Deci getter-ul meu va lucra ca și setter în cazul ăsta. Și din acest motiv, returnăm o copie a vectorului din clasă ca cine dorește să primească copia și să nu poată prelucra elementele încapsulate în clasă. Respectiv, setter-ul pentru un membru pointer de tip numeric, ce ziceam noi, că dacă am membru pointer și e de tip numeric, mai am nevoie de un câmp număr de elemente. Ei, setter-ul trebuie să-i prelucreze pe amândoi, adică și nouă vector și număr de elemente. O să fie un setter cu doi parametri, e puțin special față de restul. De ce? Pentru că ele sunt în strânsă legătură. Vă dați seama că nu pot să dau ca parametru un vector cu trei elemente și în condițiile în care numărul meu de elemente deja setat e 2 sau e 7. De la orice prelucrare o să ducă peste vectorul meu. Respectiv, nu pot să spun, să setez doar numărul de elemente să fie 9 dacă vectorul meu are 7 elemente. Deci cele două pot fi setate doar împreună. Și din această cauză e important ca să facem acest setter cu doi parametri. Avem aici clasa telefon mobil, avem un string producător, avem durată zilnică utilizare care reprezintă un vector cu câte ore utilizăm telefonul pe zi, vedeți că deci o să fie ore întregi, și numărul de zile ca să știm câte elemente are acest vector, adică de-a lungul a câte zile știm duratele zilnice de utilizare. Da? Nu știu, zicem ultima săptămână ar fi 7 zile și vor fi 7 valori distincte. Ultima lună, 30 de zile, să spunem, și 30 de valori distincte în vector. Da? Cam asta e ideea. Ok, dacă am făcut asta, acum obligatoriu o să am destructor, constructor de copii, operator egal. Dacă nu le am pe cele trei, clasa nu va funcționa corect. Acum, asta nu e regula celor trei, dar bineînțeles că la un moment dat va trebui să am și un constructor cu parametrii care îmi permite să setez durata zilnică de utilizare, respectiv numărul de zile. Adică să dau și o valoare pentru vector, altfel va fi CCC sau o valoare de asta ciudată pentru în funcție de compilator. Sau să am un constructor implicit sau am setter pe acest câmp. Da? Doar în cazurile astea va funcționa. Acum, constructorul cu parametri, bineînțeles că va copia într-o altă zonă de memorie valoare cu valoare din acest vector în noul vector. Constructorul de copiere va face același lucru, doar că nu va copia din parametri, ci va copia din celălalt obiect. Da? Pentru că rolul unui constructor de copiere este să copieze într-un obiect existent într-un obiect nou. Destructorul va dezaloca memoria pentru această durată zilnică de utilizare. Și vine operatorul egal, despre care aș vrea să vorbim în continuare. Operatorul de atribuire, simbolul grafic egal, operator egal, este un operator care este apelat automat de compilator atunci când se copiază informații într-un obiect existent, într-un alt obiect existent. Deci, spre deosebire de constructorul de copiere, care copiază informații, cum ziceam, într-un obiect existent, într-unul nou, pe care atunci îl creez, că de-aia e constructor, operatorul de atribuire copiază într-un obiect existent, în alt obiect existent. Deci, cu alte cuvinte, ce trebuie să facă în plus operatorul de atribuire față de constructorul de copiere este să șteargă spațiul de memorie alocat pentru obiectul din stânga. Constructorul de copiere nu trebuie să facă asta, deoarece obiectul din stânga atunci este creat. Deci nu are cum să existe mai înainte și atunci nu are spațiul de memorie alocat. Pe când operatorul de atribuire copiind informații într-un obiect existent în alt obiect existent s-ar putea să aibă valori deja pentru vectorul alocat dinamic. Și atunci trebuie să le șterg mai întâi și apoi să copiez valorile, să realoc, de fapt, vectorul, să copiez valorile din obiectul din dreapta. Operatorul de atribuire poate returna și void, se acceptă și această variantă, dar în situația în care returnezi void, nu poți să-l apelezi în cascadă. Cu alte cuvinte, nu poți să spun x egal cu y egal cu z, unde x, y și z sunt trei telefoane mobile. Merge doar x egal cu y. Când încerci să mai zic egal cu altceva, nu o să mai funcționeze. Deci, dacă returnează void, dacă returnează adresa obiectului tocmai creat, cu alte cuvinte, this, da? Că dacă zic a egal cu b, atunci înseamnă că
Fac this egal cu obiectul primit de parametri. Deci el va returna tot timpul valoarea lui this. This fiind pointer către obiectul curent, va returna steluță this, adică obiectul curent. Da? Mă interesează obiectul curent, nu adresa obiectului curent. La fel ca și constructorul de copiere, primește de parametru un obiect din care facem copiere. Și hai să vedem puțin cum s-ar defini explicit un operator egal. Din nou, aici vorbim de clasa veche care n-avea membru pointer. Când vorbim de membru pointer, lucrurile stau puțin mai complicat, să spunem, și o să vedem imediat într-un exemplu. Deci vedeți cum zic producător egal cu telefon producător, model egal cu telefon cu model, nivel baterie egal cu telefon cu nivel baterie și return steluță disk. Acum există o explicație pentru care operatorul nostru primește ca și parametru un telefon mobil prin referință și constant, puțin diferită de cea de la constructor de copiere și o să amintesc imediat în exemplu scris de noi în Repolită. Și există de asemenea un motiv pentru care returnezi telefon mobil referință. Știu că poate nu sunteți obișnuiți cu ideea asta de obiect prin referință, dar iarăși, în exemplu ce urmează după ce terminăm partea aceasta cât de cât teoretică, o să explic de ce e mai bine să returnăm un obiect prin referință. Așa că rămâneți pe frecvență și urmăriți tutorialul până la final. Cum utilizăm operatorul egal? Păi avem aici un telefon personal și un telefon de serviciu. Vedeți că cele două sunt create folosind diversi constructori. Primul e un creat folosind constructorul cu parametri, al doilea creat folosind constructorul de copiere. Ei, telefon de serviciu egal cu telefon personal, acesta este apelul operatorului de atribuire sau operatorului egal. Mai jos, dacă fac un telefon mobil, telefon 2 egal cu telefon personal, acesta este apelul constructorului de copiere, nu e apelul operatorului egal. De ce? Pentru că, vă spuneam în tutorialul precedent, un constructor cu un parametru poate fi apelat și cu egal. Adică pot să zic telefon 2 egal cu telefon personal, același lucru cu a spune telefon 2 de telefon personal. Apelul în cascadă, telefon 2 egal cu telefon personal egal cu telefon serviciu, permis doar dacă operatorul meu returnează un telefon mobil și nu void. Situația dacă returnează void, o să pot să fac doar telefon personal egal cu telefon de serviciu și atât. Ok, hai să discutăm puțin și despre getter și setter și după aceea trecem la exemplul practic în Repolite. Getter-ul pentru membru pointer, așa cum ziceam, trebuie să fie un deep copy. Dacă ne uităm puțin aici, vedem că ca să-l obținem, ce facem? Prima dată verificăm dacă nu cumva e nul sau dacă numărul de zile e mai mic decât 0, situația în care returnăm nul înseamnă că nu avem un vector valid și n-am ce să dau. N-am copia cui să o fac pentru că va crăpa. Dacă nu o să încerc să fac durata zilnică de utilizare de i, dacă durata zilnică de utilizare e nul, asta o să semne de referențiere de nul și eroarea de execuție. Deci dacă nu sunt nule, atunci fac int steluță copy egal cu new int de număr zile. Da? Deci aloc memorie pentru câte zile am. Fac copy element cu element și returnez copy. Acum, dacă e să ne uităm foarte atent pe acest exemplu, o să ne dăm seama că nu e 100% corect. De ce? Pentru că această copie nu va fi dezalocată de nimeni. Sau dacă va fi dezalocată, cade în sarcina celui ce apelează această metodă ca după ce a obținut copia să o dezaloce. Din păcate, nu avem o modalitate să obligăm apelatorul să dezaloce copia. Nu pot nici să o dezaloc înainte să o returnez, bă. Că după aia returnez un pointer care nu mai are nimic. Dacă nu pot să dezaloc nici după ce returnez, că la return se iese din funcție. Deci nu există o modalitate elegantă de a dezaloca acest vector, această copie, decât dacă o dezalocă cel care primește. Dar cel care primește ca să o dezaloce, trebuie să știe cumva că e treaba lui să o dezaloce. Ei, nu avem o modalitate prin care să-i spunem asta. Din acest motiv, acest tip de getter creează un memory leak dacă apelatorul nu dezalocă copii. Singura variantă cât de cât elegantă de a scăpa de această problemă ar fi utilizarea unui smart pointer. Și dacă rămâneți până la sfârșitul seriei de tutoriale, în unul dintre ultimele tutoriale vom discuta și despre smart pointers și cum ar arăta un smart pointer și cum l-am returna aici, astfel încât să se dezaloce memoria automat atunci când nu mai folosim acel smart pointer. Până atunci, asta e una dintre abordări. O altă abordare ar putea fi, nu știu, să facem această copie statică sau să mai punem un câmp în plus în care salvăm copia și să-l dezalocăm în destructor. Orice abordare am folosi, din păcate, tot nu o să fie 100% clean. O abordare poate mai clean de atât și care mă scapă de această problemă este un getter per valoare. Adică, în loc să fac getter pentru tot vectorul, pentru vectorul în întregime, fac un getter mai special, care vedeți că are parametru. Noi am văzut până acum că getterii n-au parametru. Ei, ăsta e un getter mai special care are parametru, are indexul. Și zic, ok, dacă indexul e valid, adică e mai mare decât 0 și mai mic decât numărul maxim de elemente, atunci returnez valoarea aferentă acelui index. Altfel, aici, cel puțin returnez minus 1 pentru că na.
are sens ca o durată, sau aș putea să returnezi 0, da? Nu poate să fie durată zilnică de utilizare, înseamnă că e invalid ceva dacă primești minus 1, durata nu poate să fie negativă. Dar asta e o altă variantă ca să scapi de acel vector care probabil nu va fi dezalocat de nimeni și va crea memorie. Deci ambele variante sunt acceptate. Când vine vorba de setter pentru membru pointer, așa cum aminteam și mai devreme, setterul se face pe ambele valori în același timp, adică și pe vector și pe numărul de elemente. Și vedeți cum validez valorile, da? Dacă durata e diferită de nul și nr e mai mare decât 0, și atunci dezaloc ce am deja în vector, setterul chiar se apelează cu un obiect existent. Dezaloc, salvez nou un număr de zile, realoc vectorul, copiez element cu element, o ziceți bine, și dacă durata e nul, pur și simplu rămâne obiectul curent cu valorile pe care le are deja. Da? Deci eu fac această salvare, modific vectorul de durată și numărul de elemente doar dacă primesc parametrii valizi. Dacă parametrii sunt invalizi, rămâne obiectul așa cum era înainte. În regulă, hai să trecem în repălit și să punem în practică tot ceea ce am discutat până acum. Hai să codăm cele spuse într-o clasă telefon mobil nouă. Creez clasa telefon mobil. Această clasă, pe zona privată, o să pun doar trei câmpuri, private. O să am un string producător. Aici o să am nevoie de un please include string, ca să fiu sigur că va funcționa în toate situațiile. Avem noi un int steluță durată zilnică utilizare. Deci, cât utilizăm telefonul fiecare zi și un int nr zile care ne dă numărul de elemente ale acestei durate zilnice de utilizare. Ok. Spuneam de asemenea că am vrea să avem membrii statici și membrii constanți. Și hai să începem cu membrii. Deci, în acest moment, clasa mea nu funcționează 100% corect pentru că n-a aplicat regula celor trei. N-am constructor de copiere, n-am operator egal, n-am destructor. O să ignorăm puțin asta doar ca să trecem în revistă rapid membrii constanți și statici. Da, ziceam la membrii constanți că, de exemplu, un ID ar putea fi un membru constant, da? Să am un private int ID. Ei, dacă fac chestia asta, scuze, un int ID, că deja privat, const int ID. Da, să am un const int ID. Ok, dacă fac chestia asta, vedeți că deja un warning, vezi că ai declarat un câmp constant, dar nu l-ai inițializat. Și atunci, dacă îmi definesc un telefon mobil P1, și fac un cout pe 1, nici nu mă lasă. Da? Îmi spune, vezi că, uite, se apelează constructorul implicit, dar acela nu se inițializează ție. Da? Și atunci avem cele două variante. Varianta 1, hai să-l pun public totuși ca să-l pot accesa din afara clasei. Ok. Ei, în momentul ăsta eu trebuie să-i dau și valoare. Dacă zic ID egal cu 1, atunci o să mă lase să creez obiectul, dar în momentul în care dau cout t1.id, o să obțin de fiecare dată 1. Deci, cu alte cuvinte, și dacă creez ulterior un telefon T2, la fel. Deci, cu alte cuvinte, toate obiectele mele vor avea ID-ul 1, ceea ce nu e neapărat și corect. Adică, dacă mai creez un telefon, telefon mobil T2, și iarăși spun cout t2.id, și pentru t2.id, ID-ul va fi tot 1. Și, la fel, oricât câte obiecte aș crea, toate vor avea ID-ul 1, ceea ce nu e neapărat ok. N-aia ce ziceam. De obicei, un ID e unic pentru fiecare obiect în parte, deci o să fie unul pentru toate. Și de cele mai multe ori în clase, constantele nu se inițializează la definire, ci în constructor. Și dacă e să luăm constructorul, să spunem, implicit, ar fi telefon mobil, și acesta va inițializa ID-ul așa, ID de, să zicem că implicit va fi minus 1. Da, și atunci nu mai e nevoie să-l inițializăm aici. Constructorul implicit va spune că ID-ul este minus 1. Respectiv, mai putem avea și aici, mă rog, pot să spun eu la fel că producător, cum era mai devreme, producător egal cu string vid, nu știu, durată zilnică de utilizare, să zicem că e nul, PPR, n-am încă o valoare pentru vector, așa că ne primind o ca parametru să-l aleg nul, și nr zile egal cu 0. Da, acesta ar fi constructorul implicit și vedeți cum în cadrul constructorului implicit l-am inițializat pe ID cu minus 1. Și atunci, da, ambele vor fi minus 1 în acest moment și asta a fost. Dar, dacă îmi creez un constructor cu parametri, da, să zicem un constructor pentru care setez doar ID-ul, o să fac la fel de bine, da, un telefon mobil de int ID,
Atunci pot să zic aici ID de ID, nu mai există acea confuzie. Apropo, deci inițializarea la nivelul header-ului, constructorului, având loc doar sub forma de câmp, paranteze rotunde, valoare, chiar dacă acest câmp al meu se numește ID, nu contează că nu mai intră în confuzie cu ID-ul de aici. Respectiv, nu pot să zic în interior, adică nu pot să fac chestia asta, să zic aici this degeată ID egal cu ID. Dacă încerc să fac chestia asta, o să-mi dea eroare de compilare, o să zic că acest câmp e constant. Ok, și... Am omis aici o paranteză, dacă dau run, da, uite că și zice deja, nu pot să accesez, nu pot să asignez că e constant. E constant, n-am voie să copiez valoarea. Da? Deci nu pot să copiez valoarea în constructor așa, ci doar la nivelul ăsta, adică aici. Și nu mai am confuzia, pot să-l numesc tot ID dacă vreau. Bineînțeles, eu am inițializat acum doar ID-ul, dar restul câmpurilor vor trebui și ele inițializate. Pentru că spuneam noi data trecută, odată ce se apelează un constructor pentru un obiect, alt constructor nu se mai poate apela. Și atunci câmpurile o să rămână cu niște valori mai ciudate. Și atunci am venit aici și le-am inițializat și pentru acest constructor. Ok, acum dacă îl fac pe T1 o să văd care e ID-ul -1, dar la T2 dacă zic eu explicit că vreau să aibă ID-ul 5, să zicem, atunci o să vedem cum T2 are ID-ul 5. Da? Deci T1 are ID-ul -1, T2 are ID-ul 5. Odată modificate aceste ID-uri, nu mai pot fi schimbate. Nu pot să zic T2.ID egal cu 99. Chestia asta o să-mi dea eroare de compilare, la fel ca în construct. Zice, ăsta e constant, n-am cum să-l modific. În regulă. Cam asta e filozofia câmpurilor constante. Dacă vorbim de câmpuri statice, cum ziceam, câmpul static este o valoare comună tuturor obiectelor. De exemplu, am putea să spunem aici, o să pun-o pe zona publică și după aia poate îl mut pe private ca să fac getter și setter, pot să zic, uite, un int, static int, nivel maxim încărcare. Da? Spune, de exemplu, că un telefon se încarcă maxim 100%. Sau, uite, o să zic eu tot an producție ca să păstrez exemplu similar cu ce ați văzut mai devreme. Deci, static int am producție. Dacă dau run, o să-mi dea o eroare la un moment dat, spune că e neinițializat. Hai să vedem dacă îmi dă sau nu dă. Ok, asta pare că a mers. Ok, hai să văd ce se întâmplă dacă încerc să-l apelez. See out, vă spuneam că un câmp constant poate fi apelat pe un obiect, pardon, sau pe clasă, așa. Da? Și asta era al producției, cred. Sunt curios dacă acum va da eroarea sau pur și simplu îmi dă o valoare implicită. Ok, acum îmi dă eroare. Linker command failed with exit code, function main, da, nu a putut să undefine reference în producție. Da, deci în momentul când încerc să-l utilizez prima dată, îmi dă și eroarea. De ce? Pentru că nu l-am inițializat. Da, el nu știe care e valoarea acestuia în producție. Nu pot să-l inițializez aici, din păcate, nu pot să zic aici 2022. Da, vedeți cum îmi dă eroare, zice... Dacă mă lasă să... Uite, non-static data must be initialized out of line. Da, deci outline, discutam în tutorialul precedent între funcții inline și outline. Inițializarea unui atribut static se face outline, cel puțin în C++. Așa că o să șterg aici. Și inițializarea o făceam în exteriorul clasei, cum? Spunând încă o dată tipul, era int, apoi telefon mobil, două puncte, două puncte, an producție, e egal cu 2022 și atunci și ăsta o să mai afișeze 2022. Perfect. De asemenea, spuneam noi că un atribut static e comun pentru toate obiectele. Deci eu dacă spun acum cout T1.an producție, o să obțin tot 2022. Mai să vedem asta. Și dacă îl modific pentru T1, se va modifica și pentru T2. Uite, 2022. Și dacă zic T1.an producție egal cu 2010 și afișez T2.an producție, o să văd cum am 2010. Și toate vor fi, practic, 2010, da? Pentru că ele nu țin, câmpul static nu ține de T1 și de T2, ci ține de clasă în general. De fapt, câmpul e telefon mobil, am producție. Da? Și vedeți cum e 2010, eu l-am modificat pe T1, dar s-a modificat pentru T2. Deci e chiar un singur câmp pentru toate obiectele, nu contează pentru care obiect îl modific, el același câmp pentru toate. Asta înseamnă un câmp static. Acum ne-a mai rămas din categoria asta aparte, categoria metodelor statice. Păi, avem două situații de metode statice. Avem o dată getter și setter pentru atributul static, să zicem că aici ăsta nu era public. Era privat. Ei,
Vedeți, inițializarea se face la fel, dar peste tot unde îl folosesc, îmi dă eroare de compilare. Zice, este privat, n-am cum să-l accesez din afara clasei. Și atunci trebuie să fac pe zona publică getter și setter. Da? Păi, eu n-am cum să fac, mă rog, aș putea să fac un getter non-static, dar n-are sens să zic T1.getam producție, din moment ce eu ca să am una în producție pot să n-am niciun obiect. Adică pot zic direct telefon am producție și să n-am niciun obiect și totuși să am anul de producție. Și atunci, pentru aceste situații, getteri și setteri pentru câmpurile statice se fac tot static. Și hai să facem getter, ar fi static int get an producție. Și aici ar fi return an producție. Da? Și avem getter și hai peste tot unde îl folosim să punem getter acum. Da? Get an producție. Funcție, bineînțeles. Getam producție. Deci getam producție și mai rămâne setterul, da? Pentru că la nivelul liniei 42 aici un setter, de fapt. Aici au fost getter, că luam valoarea, să o afișez. Când vreau să o scriu, e setter. Și îmi trebuie și setter. Hai să facem și setter. Ar fi static void, da? Set an producție. Și hai să vedem ce se întâmplă dacă avem și aici coliziune între nume, adică numele parametrului e la fel ca numele atributului static. Adică dacă aici am int an producție. Dacă fac chestia, știți că dacă zic an producție e egal cu an producție, o să-l fac pe cel primit de parametru egal cu el însuși. Adică ăsta e egal cu el însuși. Ceea ce nu-i corect. Pentru atributele de până acum, adică cele non-statice, am fi zis disăgeată. Doar că nu pot să spun disăgeată pentru un atribut static. Ce ziceam? În primul rând că un atribut static nu ține de obiectul curent. În al doilea rând, o metodă statică nu îl primește pe dis. Nu îl poate prelucra pe dis. Și atunci nu există dis. N-am zis ce. Invalid use of dis outside of a non-static member function. Adică încerc să îl folosesc pe dis care e non-static într-o funcție statică. Și atunci, în aceste situații în care am ambiguitate, se folosește rezoluția de clasă. Nu se mai folosește dis. Pentru că acest câmp ține de clasă, nu de obiect. Și atunci trebuie să zic telefon mobil, două puncte, două puncte, am producție, egal cu am producție. Și așa rezolv ambiguitatea pentru setter-ul static. Hai să merg aici să zic set am producție de 2010. Ok, rezultatul ar trebui să fie acum același, doar că m-am folosit de getter și setter și am păstrat câmpul privat. O altă situație în care aș vrea să utilizez o metodă statică e atunci când prelucrez mai multe obiecte. Să zicem că vrem să vedem câte zile au fost utilizate în totalitate telefoanele noastre mobile. Da? Și atunci am avea o metodă. Hai să ne cestăm dacă n-am face o statică. Da? Deci ar fi, să zicem, int get total număr zile și aici avem vector de telefoane. Da? Deci telefon mobil steluță telefoane respectiv int nr telefon. Ok. Deci nu facem static pe momentan. Hai să vedem ce ar însemna asta. Păi să-mi iau o sumă 0, int sumă egal cu 0, să parcurg vectorul de telefoane dacă nu e nul, da? Deci dacă telefoane e diferit de nul ptr și nr telefoane e mai mare decât 0, altfel nu prea pot să fac calculul. Ok, atunci o să spun că for int i egal cu 0, i mai mic decât numărul de telefoane, i plus plus, atenție, acum vorbim de un vector de telefoane, nu de vectorul din interiorul fiecărui telefon cu durate. Eu fac totalul pentru acest câmp, da? Pentru număr de zile. Fiecare obiect are o singură valoare pentru număr de zile. 7 zile, 8 zile, 9 zile, eu fac suma tuturor. Ok, și atunci pentru acest for o să spun că sumă plus egal pentru fiecare telefon din vectorul de telefoane, deci telefoane de i, punct număr zile era. Și la sfârșit, chiar și în afara if-ului, return sumă. Adică dacă ăla e vectorul invalid, o să returneze 0 pentru că am inițializat suma cu 0 aici. Ok. Ei, acum, apelul ăsta, chiar dacă îmi definesc un vector de telefoane, uite, hai să le pun pe ambele telefoane într-un vector, uite, poate și mai fac un cu un telefon. Să zicem, telefon mobil T3, ăsta e de 7, are ID-ul, da?
Ei, în acest moment, eu dacă îmi fac acum un telefon mobil, hai să-l fac vector static, nu mai fac alocat dinamic. Și zic vector de 2 sau de, o zic de 3 direct. T1, T2, T3. Da? Sunt cele 3 telefoane mobile pe care le-am definit deja și am făcut un vector din ele. Ei, eu acum când apelez metoda asta, dacă ar fi non-statică, așa cum am făcut-o noi, gândiți-vă că eu trebuie să zic T1 punct, get număr de zile de vector și 3. Așa s-ar apela. Păi și ce sens are? Că noi nu-l prelucrăm pe T1 sau îl prelucrăm, că e în vector, dar aș putea zic T7 și T7 să nu fie în vector. Atunci ce sens are să zic T7? Bine, dar eroare că T7 nu există în acest moment. De ce să zic T7 punct get număr zile dacă nu-l prelucrez pe T7? Înțelegeți logica. Și atunci nu are sens să fac metodele care prelucrează mai multe obiecte non-statice, că nu mai are sens să le apelez pentru un obiect. Și atunci această metodă va fi statică. Da? Și atunci are mai mult sens să zic telefon mobil, două puncte, două puncte, get număr total zile și să obțin valoarea, bine, o să fie 0 probabil. Asta era suma, dar are mai mult sens așa decât cum ați văzut mai devreme. Bine, o să-mi dea 0 pentru că nu am inițializat câmpul. Ok, acestea au fost atributele constante și statice. Hai să mergem la partea interesantă și anume regula celor trei. Da? Încă o dată, membru ăsta e pointer și trebuie să-l prelucrez cumva. Hai să spunem că avem un constructor care primește valori. Da? Adică avem telefon mobil de string producător in steluță durate, int zile, vedeți că încerc să evit coliziunea de nume de data asta, și atât. Ei, dacă fac doar asta, o să-mi dea eroare constructorul, o să zic că stai puțin, constructorul tău cu parametri nu inițializează ID-ul, care e constant. Și atunci, ok, o să rezolvăm problema asta cum? Ori spunând ID aici, dând o valoare anume, ori, nu știu, punând încă un parametru aici, int ID, și atunci ID și a scăpat de problemă. Da, tot zic ID-ul, producătorul și durata. ID-ul nu are sens să-l mai copiez, că l-am inițializat deja aici. Mai rămâne producătorul, this, la producătorii obligatoriu this. La celelalte nu mai e, că le-am numit diferit. Na, durată și zile. Na, se numesc durată, zilnică utilizare și număr zile. Le-am zis durate și zile. Acum, un începător ar face așa, ar zice durată zilnică utilizare egal cu durate. Și numărul zile egal cu zile. Ei, acesta e ceea ce vă povesteam mai devreme, e un shallow copy. Hai să vedem ce se întâmplă dacă încerc să fac chestia asta. Uite, mă duc în main și zic int durate, îmi definesc un vector de durate. Să zicem că am folosit noi telefonul ăsta mobil, e vector, da? În 4 zile l-am folosit în prima zi 3 ore, în a doua zi 2 ore, în a treia zi 1 oră și în a patra înapoi 2 ore, să zicem. Da? Deci l-am folosit în 4 zile. Și acum îmi creez un obiect, da? Telefon mobil, T4D. Și vine ID-ul. 10. Că vreau. Următorul era producătorul. Motorul. Următorul ar fi fost vectorul. Durate. Și numărul de zile 4. Iar de funcționa, funcționează în acest moment. Deci dacă dau run, totul merge ok. Problema e că ăsta e un shallow copy. Și hai să vă arăt de ce. Trebuie să punem un breakpoint aici. Dăm start debugging. Și ne uităm puțin la vectorul de durate. Vedem că vectorul de durate începe cu valoarea 3. Dacă ne uităm la telefon mobil și ne uităm la durată zilnică de utilizare, el e un insteluță și mi-arată aici o adresă 0280, spune el că ar fi. Bine, pot să mă uit pe aici pe undeva să văd dacă îmi permite să văd. Nu știu dacă îmi permite, dar o să fac următoarea schemă. Deci, teoretic, dacă aș fi fost în Visual Studio sau în altă parte, aș fi văzut că adresa lui durate, de fapt, apare aici. Adică acest 0x280 e adresa lui durate. Cu alte cuvinte, dacă îl schimb pe acest 3, dar nu o să mă lase, el se schimbă și din păcate. Hai să vă arăt asta. Să dau stop debugging de aici. Uite, ia să vedeți că atunci când fac durate de 0 egal cu 99, să zicem,
În acest moment, mi se schimbă și valoarea mea din T4. Ceea ce încalcă în capsulare. Asta e în câmp privat. N-ar trebui ca atunci când schimb valoarea din exteriorul clasei, să schimbe o valoare din clasă. Așteptăm puțin compilarea. Hai să ne uităm la durate. Hai să ne uităm la telefon mobil T4. Da? Ok. Dăm next step. Ok, ne-a intrat în constructor, le-a inițializat pe toate și am ajuns aici. Da? Și acum durate are valorile astea, vectorul meu are, pardon, T4 are tot așa, 0, 7, 7 ceva. Da? Ok, în momentul în care mai dau o dată step over, o să vedem cum durate are 99, de s-a modificat, dar și telefonul mobil acum, dacă aș putea să văd asta, uite. Și ăsta are 99. Da, deci primul element e 99. Și aici eu l-am modificat pe durată, s-a modificat durata zilnică utilizare din T4. L-a făcut 99. Ceea ce nu e corect. Nu și-a luat copii. Eu copiez superficial. În loc să copieze conținutul de aici, copia doar adresa și de fiecare dată când modific ceva în durată, eu se modifice și în clasă. Chestia asta nu e ok. Și atunci, de fiecare dată când am nevoie să prelucrez membru pointer, trebuie să îi fac un deep copy. Cum? Realocând memorie și copiind element cu element. Acum, bineînțeles că ar trebui să fac și niște validări, adică ar trebui să văd dacă durată e diferit de mult pătărâ și dacă în zile, durate, de fapt era durate, și dacă zile e mai mare decât 0, pentru că altfel nu are sens să fac prelucrările. Ok? Atunci, durată zilnică utilizare, care e atributul meu, o să fie new int de zile. Copiez, acum am alocat memorie, suficient încât să păstreze valorile. Copiem element cu element. O să fie aici că, o să am controlez ca să mi le formateze frumos. O să fie aici că durată zilnică utilizare de i e egal cu durate de i și la sfârșit, după ce se iese din for, că n zile e egal cu zile. Ok, o să ziceți, perfect, facem asta, dar ce se întâmplă dacă nu e valid? Păi, dacă nu e valid, trebuie să merg în concordanță cu ceilalți constructori. Și anume să setez producătorul durata zilnică și numărul de zile 0. Bine, producătorul n-ar trebui, producătorul ar fi o chestie asta. Dar atunci mă duc pe else și pot să zic, ok, durata zilnică utilizare în cazul ăsta e nul și numărul zile e egal cu 0. Acum, dacă o altă variantă, într-adevăr, ar fi fost să folosesc acest constructor ca să mai duplic cod, vă arăt și așa, dar revin la ce aveam. Adică aș putea să zic telefon mobil de ID, da, că am și aici ID, și atunci el sus ar mai era necesar. Era o altă abordare, da? Și atunci putem să ștergem asta. Tot așa, era corect și așa. Ok, hai să revenim la ce aveam. În regulă. Ei, acum dacă mai dau o dată start debugging, ok, deci ne uităm acum în T4 și în durate. Ambele au 3, 2, 1, 2 și ăsta o să-mi arate doar prima, că începe cu... nu, că n-a fost inițializat, că am înțeles de ce. Ok, mergem aici linie cu linie, inițializăm, pac, pac, pac. A ieșit? Ei, ok, și acum dacă mă uit în durate, durate are primul element 99, pe când T4 are primul element 3. Deci faptul că îl schimb pe durate nu mai schimbă vectorul încapsulat în clasa mea, pentru că nu mai am un shallow copy, ci am un deep copy. Ok, deci acesta a fost un constructor cu parametri. Dar încă n-am implementat regula celor trei. Regula celor trei zice constructor de copiere, destructor, operator egal. Hai să facem constructor de copiere. Asta va fi de forma telefon mobil. Și apoi făceam noi const telefon mobil, referință, T.
să zicem, unde tu în alt telefon. Vă reamintesc, făceam chestia asta din mai multe motive. Primul motiv era că nu puteam să transmitem prin valoare, pentru că la transferea prin valoare a unui obiect, automat se apelează constructorul de copiere. Și noi scriem acum constructorul de copiere, deci nu se putea apela pe el însuși, doar ce nu l-am terminat. Ăsta era un motiv. Motivul pentru care puneam const e că de obicei noi transmitem prin referință un obiect atunci când vrem să-l modificăm. Aici e o excepție, îl transmitem prin referință pentru că nu avem încotro. Și atunci, ca să fim siguri că nu-l modificăm, pentru că nu ăsta e scopul final, punem const în față dacă încercăm să-l modificăm din greșeală, o să dea eroare de compilare. Acum, îmi dă într-adevăr o eroare de compilare pentru că n-am inițializat ID-ul. Zice, constant, nu l-a inițializat. Eu o să copiez de din. Adică să zic ID de t.id. Am copiat din celălalt obiect. Și acum va trebui să copiez câmp cu câmp, mai puțin câmpul static, acela nu se copiază pentru că oricum e comun pentru toate obiectele. Deci eu să am producător, durată și număr zile, trebuie să copiate din cel din dreapta. Acum am noroc că cam același lucru am făcut și în constructorul precedent, așa că o să iau codul de acolo. Dar trebuie să fac modificările de rigoare, adică dis producător o să fie t.producător, că altfel e egal cu el însuși. Dacă t.durate zilnică utilizare e diferit de nul și t.nr zile e mai mare decât 0, atunci durată zilnică de utilizare egal cu un int de t.nr zile, ori int aici tot t.nr zile, durată zilnică de utilizare de i egal cu t.durată zilnică de utilizare de i, respectiv număr zile egal cu t.număr zile. Nr zile. Ok, altfel da, vor fi nul și 0, că e tot constructor și dacă nu primești valori valide, le setează cu niște valori implicite. Acesta va fi constructorul de copiere. Da? Mare grijă să copiem toate câmpurile. Am copiat producător, am copiat durata, am copiat număr zile, am copiat ID-ul. Pardon, anul de producție, încă o dată e static, nu copii tot ce e non-static. Și ID-ul am copiat aici și restul încă. Perfect. Cum să-l apera constructorul de copiere? V-am arătat și data trecută. Pot să fac un telefon mobil T5 de T4, asta ar fi un apel, sau un alt apel permis e telefon mobil T6 egal cu T4. Pentru că e constructor cu un parametru, se acceptă și această scriere. Dacă dăm run, o să funcționeze. Nu o să vedem nimic pe ecran, dar el de funcționat funcționează. Aceeași precizare, în constructor de copiere nevoie să reinițializăm aici vectorul, pentru că în caz contrar o să avem un shallow copy, ambele obiecte să pointeze memorie către același lucru. Modific vectorul într-un obiect, să modifică și celălalt obiect și tot așa. Deci nu e ok. În regulă, momentan avem unul din cei trei. Hai să facem și pe al doilea și acesta ar fi destructorul. Da. Telefon mobil. Destructorul, bineînțeles că e unul singur și va dezaloca câmpurile alocate dinamic. Da? Deci acum chiar are un sens de structură pentru clasa noastră, dacă el lipsește, noi în anumiți constructori, nu în toți. De exemplu, în ăștia doi nu inițializăm, dar în ceilalți doi, inițializând durata zilnică de utilizare, care e al dis, deci al obiectului curent, cineva trebuie să-l dezaloce. Și acel cineva e destructor. Deci aici ar trebui să facem delete durata zilnică de utilizare. Ok. Acum nu știu dacă o să meargă. Hai să vedem dacă crapă sau nu crapă pe acest compilator. A mers. Pe anumite compilatoare nu pot să fac delete parantezele pătrate pe nul. Da? Vedeți că durată zilnică utilizare pentru anumite obiecte, pentru T1 și T2, cred că. T1, T2... Da. Chiar și T3 este nul. Și atunci o verificare în plus pe anumite compilatoare de făcut. Nu e obligatorie, dar e recomandată. Dacă durată zilnică utilizare, pentru că eu nu am de unde să știu un destructor cine mi-a creat obiectul. Da? Și atunci dacă durată zilnică utilizare e diferit de nul, sau pot să spun chiar durată zilnică utilizare și atât, că nul fiind 0, atunci fac delete. Aici nul pătără, nu tăpără. Ok, și am și destructor. În regulă, hai să vedem care e ideea cu operatorul egal. Na, operatorul egal se apelează în situația, deci aici nu e operator egal, pare, dar nu e, tot constructor de copiere, se apelează în situația în care într-un obiect existent vreau să copiez un alt obiect existent. Un exemplu ar fi T1 egal cu T4. Ei, eu dacă fac chestia asta nu o să meargă. Îmi zice, ok, vezi că clasa ta are constructor de copiere, are pointer, eu ți-am șters operatorul egal definit implicit. Dacă era o clasă simplă, cum am văzut în unitățile trecute, era posibil să meargă chestia asta, adică se crea un automat.
Acum declarăm noi constructor de copiere explicit, nu s-a mai creat un operator egal. Dar, de fapt, operatorul ăsta, adică când scriu T1 egal cu T4, și mai multe detalii o să vedem în tutorialul următor, când o să discutăm despre supraîncărcarea operatorilor, de fapt, operatorii în C++ sunt funcții cu numele operator și simbolul grafic. De exemplu, T1 egal cu T4 e același lucru cu a spune T1 punct operator egal de T4. O să vedem că merge apelul ăsta după ce momentan ne zice că it's a deleted function, că l-am mai creat el automat, dar o să vedem că această chestie o să meargă după ce scriem operatorul. Perfect. Deci asta este operatorul egal. El copiază informații într-un obiect existent în alt obiect existent. Cu alte cuvinte, lăsând la o parte sintaxa care e diferită de constructor, ce trebuie să facă el față de constructorul de copiere e să șteargă vectorul din T1, pentru că ăsta fiind un obiect existent, dacă luăm cazul de aici, T6 acum îl creăm, cam avem aici telefonul mobil, e constructor. T6 acum e creat, nu exista înainte de această linie de cod. Pe când T1 l-am creat aici, deci el există. S-ar putea, nu știm, ăsta probabil că are nul, dar n-ai de unde să știi ce obiecte. Și atunci, pentru că ăsta probabil va avea un vector, vectorul trebuie dezalocat mai întâi și apoi realocat. Da? Cam așa ar funcționa operatorul egal. Hai să comentăm noi ce e aici și să facem următoarea chestie. Deci, cum arată operatorul egal? Vă ziceam, are variantă în care returnează void și nu permite apel în cascadă, respectiv variantă în care returnează obiectul din stânga, adică this, și permite apel în cascadă. Deci o să fie un void, operator egal, de și aici am un obiect. Și o să mergem din aproape în aproape până la varianta cea mai optimă. Bine, optimă n-are grad de comparație. Varianta optimă sau cea mai eficientă a operatorului egal. Și aici aș putea să zic de telefon mobil T. Da? Și, super rapid, ca idee, operatorul egal face ce face destructorul și apoi ce face constructorul de copiere. Deci, cu alte cuvinte, eu pot să iau codul ăsta de aici, să zic OK, ștergem durata zilnică de utilizare pentru this, da? Și apoi copiem din T. O să întrebați acum, stați că era să scriu un destructor. O să întrebați acum, dar ce se întâmplă cu ID-ul? Nu-l copiem? Din păcate, nu-l putem copia. Deci nu pot să spun aici două puncte ID sau ceva de genul. De ce? Ăsta e operatorul constructor. Doar constructorii pot seta valoarea pentru un câmp constant. Operatorul egal, fiind doar o metodă, nu poate seta valoarea. Deci el va copia absolut tot, mai puțin ID-ul. ID-ul rămâne la fel, pentru când o să facem T1 egal cu T4, T1 rămâne cu ID-ul, nu mai știu care l-a implicit, minus 1. N-am cum să-i mai setez ce avea T4, adică o 10. Asta, ID-ul rămâne, îl setează doar constructorul și atât operatorul egal nu-l mai poate seta. Ok, dar restul o să meargă, da? Hai să dăm un run. Cred că am comentat apelul, le comentăm imediat. Vedeți cum ambele variante merg. Da? Și sperăm că nu avem un memory leak sau altceva, ar trebui să crape la execuție dacă e vreo problemă. N-a crăpat. Deci totul e ok. O să comentez a doua utilizare, o ținem noi minte pentru următoarele precizări. Da? Deci T1 egal cu T4 se face un deep copy. Perfect. Acum ce optimizări putem aduce acestui operator? Prima dată la nivel de parametru transmis. Parametrul în acest moment îl transmitem prin valoare. Spuneam noi data trecută și am spus și eu mai devreme când discutam despre acest constructor, de ce nu-l transmitem prin valoare în constructor? Păi pentru că vine constructorul de copiere și creează o copie a obiectului din main, adică a lui T4. Da? T4 în acest operator e T. Da? Creează o copie a lui T4 în T. În regulă. Cum ziceam, motivul pentru care noi aici îl transmiteam prin referință și cu const era că nu se putea face copia. În acest caz, copia se poate face, dar se poate evita. De ce? Pentru că eu, dacă vreau să-l copiez pe T4 în T1, el ce o să facă? Pentru că T4 transmite o valoare, să-l copieze pe T4 în această copie T, din T îl copiază în dis și apoi această copie T va fi șteasă. Deci, cu alte cuvinte, eu fac o copie care, de fapt, nu e necesară. O să existe doar pe perioada apelului funcției. O să existe doar un operator egal. Deci, el face o copie locală, o folosește și apoi o șterge. Ei, această copie locală nu este necesară. Aș putea să copiez direct din T4. Nu are sens să mai fac o copie în funcție ca după aia să copiez din copii. Și atunci, din acest motiv, pot să spun aici, cu un telefon mobil, ampersand, la fel ca în
Constructor de copiere. Dar, din nou, motivul este altul. Dacă în constructor de copiere făceam asta pentru că nu aveam încotro, în operatorul legal fac asta pentru că vreau să-l optimizez, să evit o copie care de altfel nu este necesară. Perfect. O altă optimizare pe care pot să o fac la nivelul operatorului e evitarea autoasignării. Ce vreau să zic cu asta? Păi, poate să vină cineva să zică T4 egal cu T4. N-am cum să-l opresc să fac asta. În momentul în care cineva a zis T4 egal cu T4, ce o să se întâmple? Păi el se duce și zice, ok, cine-i telefonul? T4, perfect. Are durata zilnică de utilizare diferită de 1? Da. Hai să o ștergem. Și după aia o realocă și încearcă să o copieze tot din T4. Păi, abia ce șters-o. Deci, cu alte cuvinte, eu trebuie să spun, ok, dacă cineva încearcă să copieze A în A, adică același obiect în el însuși, eu n-are sens, poți trebuie să bypassezi tot codul ăsta. Ele oricum sunt egale, da? Dacă zic T4 egal cu T4, nu ar trebui să modifice nimic. T4 ar trebui să rămână așa cum e. Și atunci, ca să evit autoasignarea, pot să mai pun un if aici deasupra și să zic, ok, cum evit autoasignarea? Păi verific dacă adresa obiectului curent e diferită de adresa obiectului din care vreau să copiez. Adresa obiectului curent e this și trebuie să fie diferită de adresa obiectului din care copiez, adică de ampersand t. Obiectul din care copieze t, adresa lui e ampersantă. Deci doar în acest caz o să trec eu prin tot corpul constructorului. Îți dau un comentez ca să mi-l formatez. Da? Deci doar în acel caz o să trec prin corp. Altfel are sens. Nu? De ce să copiez T4 în T4? Că oricum funcționează. Da? Asta e evitarea autoasignării pentru situațiile de genul ca să nu ajung în situația în care în încercarea de a copia un obiect în el însuși șterg obiectul. Ceea ce se întâmpla până acum. Da? Și atunci e această verificare. Acum, pentru void, pentru a evita apelul în cascadă, poți să las void. Da? Ce o să se întâmple înseamnă că eu pot să zic T1 egal cu T4, dar nu pot să zic T1 egal cu T2 egal cu T4. Asta nu se meargă. O să-mi dea eroare de compilare. Da, vedeți aici. Deci, no available overloaded equals. Da? Nu există un egal care permite apel în cascadă. Dacă vreau să fac asta, atunci trebuie să returnez ceva. O să ziceți, păi stai puțin, de ce? Păi iarăși ne uităm la ce am scris aici. T1 egal cu T2 egal cu T4 s-ar transcrie în T1 punct operator egal de T2 punct operator egal, pardon, T2 punct operator egal de T4. Ei, dacă cei în dreapta o să meargă, deci T2 punct operator egal de T4, n-am nicio problemă cu asta. Am mâncat eu o paranteză? Nu. Ok. Operator. Am mâncat egalul de aici, de asta. Am înțeles. Ei, problema e cu operatorul ăsta, care zice, stai puțin, că ăsta returnează void. Deci nu ai cum să zici operator egal de void. Cu alte cuvinte, ca acest apel în cascadă să meargă, ăsta trebuie să-ți returneze ceva. Ce o să returneze? Obiectul curent. Cine e obiectul curent? Păi this, nu? Bine, this e adresa obiectului curent, așa că putem să returnăm chiar înainte de return, steluță this. Și cu alte cuvinte, operatorul mai egal să returneze un telefon mobil și nu void. Da? Deci telefon mobil, return steluță this. Vedeți aici cum a returnat steluță this. Perfect. Și atunci o să meargă apelul în cascadă. Uite, merge deja și ăsta, la fel cum o să meargă și ăsta. Îți dau run și funcționează. O să fac o copie corectă în cascadă. Ultima optimizare pe care pot să fac la nivelul operatorului egal, să ne mai întoarcem puțin. Acum, returnăm un obiect prin valoare, iarăși. Dacă mai țineți minte din tutorialul precedent, spuneam că atunci când returnăm un obiect prin valoare, automat se apelează constructorul de copiere. De ce? Ca să facă copia acestui obiect de pe stiva funcției, pe stiva apelatorului, adică main. Să-mi scoată variabila locală, să o copieze pe stiva apelatorului, astfel încât după aia să poată să distrugă toate variabilele locale din funcție. Acum, this nu este o variabilă locală. This există și înainte de funcție pentru că e, dacă luăm apelul ăsta, this-ul e T1. Păi T1 există de aici, nu e, l-a creat operatorul și după aia nu mai există. Nu e variabilă locală. Și atunci, în situația în care returnăm un obiect și acel obiect nu e local funcției, nu e creat de funcție, ca să mai scutim un apel de constructor de copiere, mai punem o referință. Și asta ne fiind returnarea unei referințe, nu a unui obiect, o să scutească apelul constructorului de copiere. Din nou, ce ați văzut ca evoluție a operatorului egal nu înseamnă că celelalte variante precedente sunt greșite.
Și pur și simplu asta e varianta lui optimă sau cea mai eficientă, care evită niște copii ce nu sunt necesare. Deci dacă nu pun aici ampersand, dacă pun void, nu mergea pe lângă cascadă, dacă pun telefon mobil, dar nu pun ampersand, face o copie în plus pe care n-am nevoie, de care n-am nevoie. Aici dacă spun telefon mobil T, iarăși face o copie în plus de care n-am nevoie. Dacă nu fac verificarea asta, îmi permite autoasignarea și în cazul ăla nu să meargă. Dar deci sunt niște optimizări pe care le fac astfel încât operatorul meu să fie optim și să trateze toate situațiile. Din acest motiv, peste tot, când o să vedeți header-ul operatorului, o să arate cam așa. Da? Pentru că e optimizat. Ce m-a mai rămas de făcut acum, ca să încheiem tutorialul de azi, pentru că v-am spus că facem și asta, ar fi getterii și setterii pentru câmpul alocat dinamic. La getter e simplu, o să am nevoie de doi getteri, nu pot să am getter doar pe numărul de, pe duratele zilnice, trebuie să știu și numărul de elemente. Da? Și atunci o să-mi fac un int get nr zile. Și asta o să fac return nr zile. Și o să mai am nevoie de un getter, în steluță, get durate. Sau durată zilnică utilizată. Ei, și aici e discuția, că eu nu pot să spun acum return durată zilnică utilizare, pentru că dacă fac chestia asta, tocmai ce am dat acces asupra unui membru privat. Eu dacă știu locul din memorie unde e durata, pot să schimb elementele. Da? Și atunci nu e corect. Așa, ci corect este să-i fac o copie și o să verific. Dacă durată zilnică utilizare e diferit de nul putere și numărul de zile e mai mare decât 0, atunci fac o copie. Int steluță copie egal cu new int de nr zile for int i egal cu 0 i mai mic decât nr zile i plus plus. Copie de i egal cu durată zilnică utilizare de i. La sfârșit, return copie. Acum, dacă i fost e fals, return null putere. Ar putea zic yes, dar nu mai e obligatoriu yes. Ok. Da? Cum ar arăta apelul acum? Păi, dacă vreau să afișez, de exemplu, pentru T4 aceste durate, n-am decât să zic int nr egal cu T4.get nr zile, să obțin vectorul, int steluță, nu pot să zic durate că mai am, o să zic d egal cu T4.get durate zilnică utilizare și acum dacă vreau să le afișez, pot să fac un int i egal cu 0, i mai mic decât nr, i plus plus. Atunci să zic aici cout d de i și eventual cu spații între ele și hai să pun un cout end line aici și un cout end line aici. Și avem 3, 2, 1, 2, da? 3, 2, 1, 2. Ce am uitat să facem și asta ziceam că e problema cu acest getter, e faptul că eu acum trebuie să șterg pe D, adică corect ar fi după ce am afișat, eu să zic delete paranteze pătrate D, D egal cu 1 putere ca să evit dangling pointers. Așa ar fi 100% corect. Doar că n-am cum să oblig pe cel care folosește acest getter să-mi apeleze acest delete. De asta spuneam cu altă abordare puțin mai clean, dacă nu vreau să folosesc smart pointers, ar fi să fac un int, nu int steluță, da? Un int get durată, o să zic la fel, nu e o problemă că diferă tipul parametrului, zilnică utilizare și o să fie de int index. Și atunci în această situație o să spunem că dacă indexul e mai mare sau egal decât 0 și durată zilnică de utilizare, atributul meu e diferit de 0,
Atunci poți să returnezi, mă rog, și ar mai fi, da, și indexul e mai mic decât numărul de zile. Să nu fie prea mare după aia. Deci este mai mare sau egal decât 0, nu e decât numărul de zile, vectorul normal, și atunci poți să zici direct return, durată zilnică utilizare. De i, bineînțeles că trebuie să returnezi ceva, pardon, de index. Bineînțeles că trebuie să returnezi ceva și în caz contrar, eu să zic return minus 1, că are mai mult sens. Poate aici ar trebui să arunc cu excepție, dar o să descoperim noi peste 2-3 tutoriale cum am lucrat și cu excepții. Și atunci, apelul ăsta s-ar modifica. Hai să mai fac eu un for, dar ar fi puțin mai elegant în sensul în care aș face for și aici în loc să zic DDI, aș face T4 punct get durată zilnică utilizare de i. Și nu mai am nevoie de acea copii. Așa, se iau template. Ar trebui ca rezultatul să fie același, dar nu mai am acea copie pe care trebuie să o gestionez. Am făcut, cred că pe... Am făcut pe T3, pardon, T4 aici. Perfect. T3. În regulă. Și ultima metodă pe care aș dori să o fac e setter-ul, care ziceam că se face pe ambele câmpuri în același timp. Adică va fi void set durată zilnică utilizare, dar de fapt el va avea doi parametri. Int steluță durată, sau durate, cum vreau să zic, și int în rând nou număr de zile. Da? Ok, acum va trebui să verific valorile, da? Deci dacă NR e mai mare decât 0, ce încearcă să seteze utilizatorul, și durată diferit de nul, da? Deci am primit valori valide de setat, atunci pot să setez ce am în clasă. Păi prima dată, înainte să setez șterg, deci dacă durată zilnică utilizare, la fel ca în destructor, e diferit de nul puterea. Atunci spun delete durată zilnică utilizare. Realloc. Deci doar dacă a fost diferit de nul. Apoi nu are sens că nu fac memorie legată. Realloc. Și atunci durată zilnică utilizare egal cu new int dnr. Copiez element cu element. For int i egal cu 0, i mai mic decât nr i++. Hai să pun acolo de la așa cum vrea repolită. Ok, și atunci o să fie că durată zilnică utilizare de i egal cu durată de i. Și respectiv la sfârșit după for că nr zile egal cu nr. O ce-ți ok, păi și dacă pe else, else nimic, rămâne așa cum era. Da? Deci dacă vreau să modific vectorul, o să fie modificat, dacă nu, rămâne cel vechi. Cum așa pe la acest setter, păi o să mai iau un vector. Uite, chiar aici îl setez pe T4 ca să vedem că se modifică, da? Deci mai iau eu un int v, să zicem. Zicem că utilizăm o oră, o oră și 3 ore. Da? Și atunci dacă vin aici și zic T4.set durată zilnică utilizare de V și 3. Atunci ar trebui să obțin 113 la a doua afișare. Ok, n-am setat numărul de elemente în acest caz. T4 și aici T4. Ah, nu, înțeleg de ce. Pur și simplu am luat numărul mai devreme și nu l-am luat din nou. Deci aici teoretic ar trebui, după ce am setat, să mai zic o dată că în R egal cu... El a rămas cel vechi, nu l-am mai recalculat. Egal cu T4.get în râzile, care o să fie 3 de data asta. Da? Și a fost. Sau o altă variantă era să fie șters ăsta. Merge și așa și aici să zic direct. T4.get în râzile. Și la fel ar fi mers și spunea 113. Da? Deci cam așa s-ar face getterii și setterii pentru membru pointer, când acesta este un pointer numeric. Ok, hai să tragem rapid niște concluzii pentru azi. Am văzut așadar că putem avea membrii constanți în clasă și în acest caz putem să inițializăm fie atunci când îi definim, fie suntem obligați în caz contrar să inițializăm în toți constructorii. Am mai văzut faptul că un membru static este comun pentru toate obiectele instanțele acelei clase și că trebuie inițializat în afara clasei.
De asemenea, am mai văzut metodele statice, care ori prelucrează membrii statici, ori prelucrează mai multe obiecte, dar nu pot prelucra pe disk și au sens doar în situația aceasta în care mă refer la clasă, nu la instanță clasă, la obiect. Și respectiv, în exemplu de mai devreme, am văzut cum să respectăm regula celor trei atunci când clasa noastră are membru pointer și cum suntem obligați să creăm un constructor de copiere care face un deep copy, un destructor care îmi dezalocă spațiul de memorie alocat de anumiți constructori și un operator egal care joacă rolul de metodă ce copiază informații într-un obiect existent în alt obiect existent față de constructorul de copiere ce copie informații într-un obiect existent într-un obiect nou. Cam atât pentru azi. În tutorialul următor vom discuta detalii despre compunerea claselor, prima formă, prima relație posibilă între clase, dar și despre supraîncărcarea funcțiilor și a operatorilor. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Din nou, foarte mulți dintre voi am văzut că nu sunteți abonați. Nu vă costă nimic, puteți să dați click pe subscribe și pe clopoțel dacă vreți să fiți notificați când apar următoarele tutoriale. Asta a fost tot pentru azi. O zi frumoasă!